Bună și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Minecraft Survival cu Alex. Astăzi n-o să ghiciți ce vom face. În primul rând scuze că n-am mai făcut astăzi live, dar cred că două live-uri pe săptămână merg foarte bine. Deci, cum am spus, n-o să ghiciți ce vom face astăzi. Azi vom face o mică bază secretă înăuntru. Din câte știți s-a mutat și te frișcă cu mine aici. Ce când ce sunt nu foarte ciudat, dar e ok. Că mai eu aici un pat și da. Și eu aici m-am apucat, te-am făcut o găurică. Ok, știu că o să fie foarte sus, dar ok. Sună puțin sus, știu. Dar o să fac aici frumos. Și de fapt aici o să locuiesc eu. Acolo o să fie toate diversiune pentru... Ok, nu ți-a să zic asta, dar... Ok, dacă vă place ce fac, nu uitați să dați și voi acolo un like pentru Alex Minerul și... Da. Dacă ajungem 30 de like-uri în următoarele 24 de ore, o să fiu fericit, sper, dar nu prea cred noi că le strângem așa repede. Dar cine știe, miracolele există. Există, da, am zis corect. Ok, rip. Bine că am sabie de iron, asta o să mă ajute când mai vreau un creeper să-mi bubuie casa. Chiar că asta e o idee bună, că dacă îmi bubuie un creeper casa, eu nu o mai refac. Mă culc aici, jos. Dar hai să mă duc sus, să-mi fac un pickaxe sau mai am? Nu. E, de cât deloc, hai că merge și ăsta. Mai pot să mai spart puțin. Ok. Nu știu sigur dacă o să se audă și ce se întâmplă în joc, că am încercat să mă ocup de problema asta, dar nu știu dacă se aude. Dar dacă nu se aude, oricum, nu e nicio problemă, cred. Ok, să mai spart puțin aici. Și cum am spus, aici pun eu chesturile, fain frumos, nicio problemă. Și o să-mi iau patul de acolo și o să-mi-l aduc aici. Este mult mai bine, părerea mea. Bun. Papa. Papa pickaxe. Mă, cred că ajunge asta. Bine, să mai... Să dau cu pickaxe-ul și în structurile acestea foarte proaste. Și momentan cam ajunge atât. După aceea... Mă rog, e cam mic aici tavanul, dar de asta ne ocupăm. Ok. Mă duc când fac un pickaxe și o să sap. Ok, gata. Aparent am ajuns înapoi sus. Am ajuns înapoi sus. Ok. Mă, luai? Da, beți. Perfect. Bun. Băgăm așa, facem direct de stone numai. A, și apropo, cred că vă întrebați de unde am eu un diamant. Bineînțeles cum l-am găsit eu. Ștefan l-a găsit. Diamantul ăsta și mi-a și mie unul. Deci diamantul ăsta o să-l bag într-un chest. Chestul ăsta o să mi-l iau. Chestul meu. Ăsta e chestul lui Ștefan. Cred că o să rămână el aici. Și mă mut eu aici jos. Sună ciudat, dar aia e. Mai am făcut pickaxe-ul măcar. Îl făcui? Bă, pickaxe. Pickaxe. Mai ai făcut pickaxe-ul lui? Bă. Uite-l. Uite pickaxe line-a. Ok. Dăm puțin drop, să mă duc jos să termin și apoi dăm drop și la ăsta. Câteva chestii o... Bă, da. Mă, hai să mănânc. Bă, hai să... Nu!
pat, de-l dar mai îl iau eu. Și aia e. Bun, hai să îmi iau odată pichex-ul ăla naibă. Pichex-ul... Bă, uite aici pichex-ul. A, așa, hai să mâncăm. Bun. Patul, deocamdată nu am, I don't have nevoie. Doamnă, ok. Mă credeți că eu abia acum afle chestia asta. O să ziceți că sunt foarte prost, dar aia e. M-am obișnuit cu această afirmație legată de mine. Drop, așa. Pichexul aici, patul aici și gata. Sunt cam neorganizat aparent, dar asta o să se schimbe când mă mut aici, în bunkerul meu, în baza mea secretă. Pentru că, din câte știți, e o serie survival, dar pot să fac ce vreau pe ea. Mă, hai că e bun pichexul, hai să mai fac o dată chestia asta, o singură dată. M-am gândit, încă o dată poate vă întrebați de ce nu m-am apucat să fac live, cred, dacă vă pasă. Nu m-am mai apucat să fac live pentru că, zise, două live-uri pe săptămână ajung și aș vrea să-mi fac un canal doar de live-uri. Adică orice, reacții, orice vă trece mai mult vouă prin cap să fac, fac pe un canal de live-uri. Dar am întrebat și pe comunitate, nici nu mă uitesc să văd dacă a răspuns sau a votat cineva să-mi fac sau să nu-mi fac. Dar dacă este să mă uit și văd că văd acolo că ați votat da, fă sau nu, nu fă, o să țin cont și dacă e, îmi fac. Că nu o să fie greu, mă apuc, fac un stream de o oră, două pe el, pe un clip aici. Eu oricum de canalul ăsta mă țin. Mă, hai să fac cu mâna, de ce? Că e dart aici. Mă, da. Mă, cred că ajunge așa, zic eu. O să fie puțin mizerie de la dartul ăsta, dar mă ocup de el. Că o să-mi golesc inventarul frumos, lejer, aina, cum trebuie, rău, de tot. Bun. Ca să nu vă plictisesc, o să dau și pe speed la editare, ca să nu vă plictisesc pe voi. Sau mă, văd la editare cum o să fac. Oricum, bă, nu trebuie să se întâmple asta. Nu trebuie să se întâmple asta absolut deloc. E, aia e, mă ocup, mă. Măcar am și o lumină, știți cum e? Și știți cum e? Măcar am și eu niște lumină acum. O să fie mult mai frumos decât vă așteptați. Sper din tot sufletul meu. Bun, aici las așa, o să vedeți de ce. Și mă, cam atâta e structura, cam atâta este partea de început. O să trească să-mi fac niște scări. Ia să-mi... Nea, hai că urc chiar sus. O să trească să urc sus să fac chestia asta de multe ori, dar... Aia e. Să fac niște scări. Mai fac niște bețe. Este foarte important acest lucru. Ok, 4 bețe, 8 bețe, 10 bețe, nu știu sigur cum să fac scara, dar din câte știu parcă așa, 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 așa și așa, da, așa. Așa se face o scară. Wow, Alex, ești foarte inteligent. Bă. Așa. Mulțumesc mult. Nu. Și așa cred că le-a prea multe. Hai să lasă asta în crafting.
Și revin și mi-au eu toate lucrurile și dacă Ștefan mai intră când fac live pe canalul următor, dacă încă o dată, dacă voi vreți, că eu aș vrea sincer să nu mai încalec content, ar fi rău. Bun, deci bam, deci bam. Ok, să iau toate ăștia de dat aici, ca să facem curățenie, păi cum să nu? Mă, și cred că mai bine fac eu așa și ies pe aici. Și o să scap de chestia asta de dat de aici, că arată urât. Și o să scap și de asta când fac etajul, mamă, o să am destul de făcut. Dar, hai că o să fac. Bun, hai să mă culc din nou. Noapte bună, puișor. Să verific și eu dacă mai filmez, dar filmez de vreo 11 minute. Dar bineînțeles că la edit o să fie și mai puțin pentru voi, pentru că eu vă respect și nu vreau să vă pierdeți atât timpul. Bun, Ștefan a pus aici bambus. Pare rău că o să dărâm pământul, dar o să îl plantez eu. Îl plantez tot la fel în jurul casei. Și așa că am văzut pe live-ul trecut că mai e cineva de vrea să intre în serie. O să stea Ștefan aici și, și celălalt care o să intre în serie o să stea acolo. Iar eu mă sinucid aparent. Ok, nu mai contează. Mă, deci următoarea chestie care vreau să fac, care era... Nu! Bă, stai că am talent să pic în găuri. În gropi, ca să nu mai apară numai că sunt sas în comentarii, ok? Ok, bun. Săgețile-s bune, că poate am noroc de fac un rol de un arc, sau îmi fac un arc și atunci o să fiu mașina de război. Bă, și se că plec după... Fuck! Se că plec după lemn. Toporul este în funcțiune. Mă, copac. Nea, nu-i copacul de oak care îmi trebuie mie. Și cu automatele mele, apoi cred că am început să-l țin minte. De-aia nu-mi plăcea, nu plăcea mie survival, să mă joc pentru că eu îmi pierdeam casa foarte des. Bun, nu este ce-mi trebuie nici aici. Nu vreau să-mi bat și joc de ce-o sfoarte aici, e junglă, la propriu. Nu m-a figurat. Bă, ăsta-i copacul, că înțelegi? Copac de... Da, mă, ăsta-i copac de oak. E oak. Ok, hai să desfacem, să facem așa. O regulă necrisa mangătului spune că niciodată nu trebuie să lași copacul să plutească, adică trebuie să tăi tot lemnul. Fiar, hai că arunc ăsta. Așa, drop. Mulțumesc, nu mai ești de folos. Bă, lemnul l-am aici, da, bun. Am avut niște noroc să dau niște lemn dintre ăsta care-mi trebuie. Mult noroc pentru mine. Bun, casa ia de acolo, casa. Mai greabă casa lui Ștefan, că eu sunt mai și mai chiar în bază. Dar bineînțeles că o să fac fetit, așa că să nu-i spuneți. Nu spuneți la nimeni că am eu bază secretă. Bine, am spus-o deja, dar ok, asta nu mai contează. Ok, aici e jungla, dar s-ar putea să dau de lemn de care am eu nevoie, sper. Sper și eu. Bă, ăsta e lemn, bun. Bun, bine. În live-ul ăsta luminez, în live-ul ăsta construiesc, ca să știți. Da, mi-l ai, doamne, s-a obsedat puțin de live-uri, că am făcut în ultimele zile, cum v-am spus, și am devenit puțin obsedated. Ok, hai să iau tot lemnul, pentru că o regulă, îmi scrie să spune să nu lași copacul să plutească fără lemn, adică, da, ceea ce are sens. Ok, să iau asta înapoi. Pentru că, da, ok, deci am în total 27 de bucăți de lemn, de lemnuț, dar hai că mai iau. Nu, de asta nu iau, ăsta e foarte urât și foarte prost. Ăsta e lemn, ca să bag la baza mea secret. M-a ajutat asta până la final, eu să-ți fac clipul cât de scurt. Mă, știu că regula ne-a spus să nu lași lemnul să plutească, dar chiar scontra timp și vreau să fac baza cât de repede. Așa că scuze, Mojang, dar timpul meu este mai important decât regula ta, stupid. Acum o să apară ofensați în comentarii, dar puțin mă interesează. Bun. Bun, 51, bine, hai că ajunge. Hai că, nu. Bun, nici nu mai damage, hai că să-i noroc aici. Hai să iau sabia mână, pentru că eu merg în junglă. Sunt omul junglii. Deci... Știu că a venit prin apă, așa că trebuie să dau de apa prin care veni. Mamă, pe unde mă duc să-i... Mamă, înaintez! Unde e apa? Aia, că știu că a venit prin apă și așa când trec în apă, din apă... Bă, ia, mai am niște bambuși pentru... Sau, mai am vrut să mai niște bambuși pentru Ștefan, dar spargă mea. Hai să... Ne vedem de drum. Știu că mai aici alentam, mă apuc să iau că... Bănuiesc că mi-ajunge. Bănuiesc doar. Bun, asta e apa.
Bun, și uite casa. Nu mă duse chiar de departe. Deci fix aproape lângă casa mea, cam așa este, o junglă până cu lemn de care îmi place. Bun, este perfect. Acum mă duc la secretul meu întunecat să-mi-l construiesc. Bă, dar iar nu merge sprintul, ia să-i. Da, nu mai merge sprintul. Aia e. Ok, aici, nu, bă, da. Mă spawnez în casă, deci nu e nimica. Bun, așa. Lejer, călduț de vară. Ok, luăm dirt-ul și îl punem frumușel aici. Bun. Bam. Și deja o greșeală, perfect. Ok, o să fac altfel. O să fac așa și apoi o să fac. Tehnica trebuie să fie și așa, dar nu va fi așa. Va fi exact așa. Iar apoi va fi așa. Hai că așa dacă e. Încă aici, bam. Bă. Bă, nu-i bine. Ce am de tot greșesc? Bă, da, să-mi trap. Bă. De ce o să tai niște... Bă. Deci multe chestii o să le tai, ca să știți. Bam, 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 bam. Ba. Familia ta, ok. Bam, bam, bam. Bam. Și bam. Și asta din nou greșită, pentru că n-avea cum altfel. Adică pe bune, cum să nu greși, să nu fie ceva greșit când face Alex? Adică pe bune. Ok, gata. Deci aici va fi oficial închis. Bam, bam. Fac mai încet așa ca să fiu sigur că pun bine, ca să știți. Ok, eu aș cam vrea totuși să pun aici ceva ce luminează, dar... Bă... Mă, mai bine trebuie să încep de aici. Dar... Ok, bă, vere... Ce să faci când... Când faci un episod, viața de YouTuber este grea, din câte puteți ști. Mulți dintre voi. Bun, hai să pun așa să mai văd și eu pe unde merg. Ce ziceți? E o idee mult mai bună. Este o idee mult mai profi. Bă, fi dat. Ok, și ceva. Am un plan mai bun. Deci fac direct așa, bam, bam, pe aici. Și sunt acolo, mă ocup altă dată, când îmi vine mie bine. Doi, bam, bam, bam. Bam, 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 și bam. Și mai ajunge aici un bam, 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 și o să rămân fără, dar aia e. Bă, nu. Ăsta nu este planul meu, care trebuia să fie plan. Ok, o să o pun aici, iar apoi fac așa, bam. Pe bune. Ok, o să fac așa. Bam, și 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 bam. După calculele mele, eu credeam că n-o să mai ajungă, dar aparent a ajuns chiar foarte bine. Bine, sau poate că nu. Dar am să ajung să pun altceva. Așa că, plus că n-ajung nici lemnul să-l pun. Deci, hai că... Momentan arată bine. Aici o să pun o centură de altceva. Ok, o să folosesc toporul ca să fac exact cum îmi place mie lemnul ăsta. Bam, 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 și bam, și bam, și bam. Cred că vă trebuie cu atâta bam, bam, dar îmi place mie să fac așa când pun. Bam, bam. Bam, 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 bam.
Ah, ok. O să fac topor acum. Bă, n-a acoperit gaura, nu? Ok, o să pun puțin pe pauză filmarea și o să revin când o să reușesc să mai adun niște lemn să fac aici. Bun, am revenit acasă după ceva timp. Mamă, și zombăla ăsta a vrut direct să mă omoare, ok? M-am dus, am stat să iau și eu niște lemn. Am luat în sfârșit un stack. În sfârșit, bun. Acum să terminăm acest bunker. Am stat ceva timp să iau, v-am spus. Au, dar mă dai puțin gât, o să mori de nu. Ok, deci vreau chiar să termin această bază în episodul ăsta. Deci fac filmez de vreo 24 de minute. Dar, ok, am luat niște niște redstone, pardon. Trebuie să prăjesc și cu prul ăsta, deși nu știu sigur cât o să mă ajute, dar îl prăjesc, că nu știu. Să-l bag acolo în chest cu toate minereurile pe care le găsesc, nu strică, nu? Ok, deci acum voi face cel mai simplu lucru pe care îl pot face. Și nu mai știu ce lucru trebuie să fac. Mă rog. Ok. Le iau așa. 4, 4, 8, 12, 16, 20. Bun. Momentan acest lucru mie mi se pare de ajuns. Plus că nu mai fac așa. Final. Mi-am făcut și topor ăsta și dărâmat atunci când am plecat după lemn, dar aia e. Am suficient lemn, hai să-mi fac treaba de Minecrafter constructor profesionist. Bă, așa, așa. Ok, ce, dacă stau să colectez în continuu toate greșelile, nu mai rezolv nimic. Bam. Bam. Perfect. Bun. Cum vedeți că ok, unele mai sunt și ele greșite, dar bam. Deci trebuie să stau oarecum așa. Bam. Bun, deci e poziția perfectă. Ok, iar am și ceva sas, dar nu contează. Faceți-vă că n-ați auzit. Bam. Bam. Bam, pus. Ah, da, am pus. Perfect. M-am și pus ei pe torță, deci o să am mai multă înălțime. Bine, nu că văzui o diferență. Păi știu, pun așa și așa. Sau așa și... Bun. Mai știu ce să fac acum. Mă știu, hai că m-a dus să fac rapid un topor și... Și puse și greșit. Fuck is this? Aici ce ar fi trebuit să... Așa. Bun, 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 bun. Zombi se... Bă, zombi sunt lângă mine, nici să dorm nu pot, aia e. Asta este. Ok, îmi mai fac un toporel. Viața e frumoasă. Trebuie să-mi fac eu și un picaxe. Dar ne descurcăm cu ce putem. Bă, unde-i? Mi topor. Mi topor. Ok, gata. Ăsta se ia așa. Se... Glumești? Ăsta se ia așa și... Bun, acum după 10 milioane, 130 de milioane de sute de ani, am pus bine. Fere! Deci încep să mă enervez. Așa. Ok, sar. Deci cum am spus poziția. Virar.
Cred că am pus chiar foarte bine, părerea mea. Nu, bă. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Și bam. Bam, 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 bam. Și cam așa arată. Spuneți o părere sinceră pentru început. Oricum, clipul va fi lung. Deja filmez de jumătate de oră. Dar bineînțeles, cum fac toți youtuberii mari, tai multe lucruri pe care le fac din video, așa că o să tai și eu. Pentru că dacă ar fi să pun un clip de 30 de minute, nu s-ar uita nimeni să vadă cum mă duc eu după lemn, cum mă duc eu după aia, după aia l-altă, și după aia l-altă, și înțelegeți voi. Ok, cred că am un plan șmecheraina, așa, și apoi, așa. Așa, bam, bam, și bam. Iar apoi, bam, scară, bam, scară, bam, scară. Iar apoi, aici, una, două, trei. O să zicem că trei care le mai am ajung. Dar să pun același lucru și aici. Bun. Să pun cu pichexul ca să pun mai rapid. Lemn pus și lemn pus. Da? Bă, la firar. Devine enervant să pui greșit pe bune. Deci, bam, te pui în aceeași poziție. Bun. Bam. Ignorați. De fapt, nu mai contează ce vreau să spun. Ca să înțelegeți, fac asta pentru că trebuie să pun lemn. Ați înțeles ideea că sunteți deștepți. Bam și bam. Bam și bam. Bam și bam. Aici va trebui să pun așa, tăiat, bun. Tai o fraiere, perfect. Ok. Bam. Bun. Hai să pun așa, bam, ușurel, bam, 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 bă, sus pe scăriță, bun, făcut, fac, 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 ok. Cred că îmi veni o idee și mai genială decât ideile geniale, pe care eu niciodată nu le-am avut, dar e ok. Virar. O să fie insane cu ideea de o am eu acum. Apoi, mai că mă mănâncă și palma. Acum fac bam, bam, bam. Și bam, bam, bam. Și o să rămân fără lemn, dar aia este. Oricum nu mai am nevoie de lemn de ăsta mult timp. Dar chiar nu mai am nevoie de lemn de asta mult timp. O să pun exact cum am pus și în casă. Mai că o să fie o zonă mai mare de locuit. Înțelegeți voi, sunteți niște oameni deștepți. Nu trebuie omul să vă explice, pentru că voi sunteți niște oameni foarte inteligenți. Și aici pun doar de formă. Pe mine mă interesează tot ce se vede. Deci fac bam, bam și bam. Și arată chiar ok. Iar acum o să pun scară așa, cu scară, cu scară firar, bă, deci scară aici, cu scară, nu cu scară acolo, nu cu scară. Se pusă și pe ploaie, cea mai faină zi de construit o bară secretă pe ploaie. Ok, gata, bam, m-am pus crouch, asta e, da? Da, mă! Apoi sari și coborât. Da, Ștefan. Salut, Ștefan. Mamă, ce creeper, mamă. Dacă ăsta mi-a distruge mie cu casa și eu am ăla făcut bunkerul meu, nu-mi pare rău. Bun, asta este. Bine, logic o să mai fac ceva, adică e 100% clar.
dar o să dau pe speed. Văd tot ce fac la editor cum. Nu știu, muri pixelul mai clasic. Hai să fac un mai pixel și muri taie. Va plua puțin înăuntru. Dar are să rezolvă. Are să rezolvă. Văd tot. Perfect. Mă știu, bă, bun, apoi fac așa, nu se mai vede nimic, urât. Aici oricum o să pun altceva pe poze tavan, deci nu o să se vadă gresul ăsta, e foarte frumos. Filmeze 36 de minute, vere, cred că fac ora de filmat. Ok, bun. Altceva ce aș putea pune, logică nu dirt. Dacă aș pune cobblestone, că și așa am mult. Cum ar arăta? Ia să am aici cobblestone de fapt, hai să încerc să văd cum arată. Mă, să știi că bă, nu arată chiar atât de rău. Mă, să știi că nu arată chiar așa de rău pe cât m-aș fi așteptat să arate. Bă, nu arată rău. Că până la urmă e o peșteră, ca să înțelegeți și voi. Trebuie să-mi fac pickaxe ca să-mi... Că tot cabăl pun și aici. Și este chiar bine. Și vreau să fac niște torțe. Îmi iau chesturile. Crafting-ul. Cred că îl las pe ăsta lui. Lui Ștefan. Și după aia și eu îmi fac altul. Și aia e. Ăsta îl mi-l iau că eu l-am făcut. Așa că bă, a, nu mai pot să mă culc, bineînțeles. Eu acum realizez că eu pot să fac bețe din orice tip de lemn. Cred, sper. Și eu, bun. Fac, nu. Bă, da. Da, 4 bețe, 8 bețe. O viață cu Alex Băț. Mă băs, nu mă pot numi, dar e ok. Ok, un pickex. Tot frumos aici, lejer de stone. De cobblestone, dar... Na, bineînțeles că este de stone. Ok, apoi toate lucrurile se vor întoarce la mine exact cum trebuie. Mamă, ce voce am când încerc să vorbesc foarte accentuat. Episodul ăsta mi se pare că o să iasă foarte bine. Uite, mai fac roșii de cuplu în stilul ăsta. Deci fără să vreau tot la minat ajung. Nu, da, bă, nu trebuie să fac asta. E, îl pun înapoi. Bam, gata. Bă, trebuie să fie stone. Bă, dar nu o să se vadă că aici o să vină bam, 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 cu bam din bam, bam, bam. Bă, așa firar să fie. Și mă ocup de greșeli mai târziu. Adică după ce pun asta mai exact. Mai târziu că fac ora de când filmez, gen. Asta înseamnă să fii YouTuber. Aia e. Trebuie să-ți placă ce faci, ca să faci cu plăcere. Și mie chiar îmi place. Doar că îmi pare rău, sincer, că n-am postat într-un timp deloc. Eu chiar intrasem într-un fel de depresie, așa, de că faptul, din cauza faptului că eu nu mai aveam idei de postat. Și îmi părea rău, sincer, că nu vreau să mă las sau să nu mai, să vă dezabonați, că, bine, și eu aș face la fel, dacă cineva nu mai postează, mă dezabonez, așa că, v-aș fi înțeles. Bă, dar unde se duce torța? Hai să dau drop repede la ceva. Că am nevoie de lumina Sfântului Duh. Mă, cum sună asta? Ăsta-i. Unde este torța mea, întreb și eu. O luai? O luai, bun, 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 bun. Ok. O să dau... Ce-o? This one. Bă, nu mă, stai că am o idee mult mai bună. Că pus să-i atunci cumva, da? Cu ceva ce putui lua în mână, nu? Bă, nu mai contează.
Hai, deci veni noapte, mai bine mă duc să mă culc. E cea mai bună soluție pe care o pot face la momentul de față. Ok. Nu știu dacă o să auzi ce se întâmplă în Minecraft, v-am spus. Ok. Văd că deocamdată este tot întuneric, ceea ce nu mi-explic de... Ah, plouă afară, de-aia. Bă, mi se dă pe sabia. Aia e. Tip topor. Așa. Acum că este foarte oficial aproape, pot să spun. Mă, arată bine. Pot să spun că este cam gata. Este timpul să mut lucrurile. Deci patul frumos aici amenajat. Frumos așa cum trebuie. E, o să-l pun fix în... Și ce? Ar fi frumos să vină cumva în mijloc. Dar... O să-l pun aici. Este foarte frumos aici. Aici o să fie căsuța lui Alex XXRO. De fapt, de ce nu zic direct Alex RO, că e exact același lucru. Ok. Asta-mi iau și chestul. Double chestul a făcut Ștefan. Ștefan cel mare, deci nu o să mă bag peste chestul lui. Eu mi-au chestul cu toate lucrurile mele din chestul meu. Un copac aici. Asta. Asta-i... Bă, mai am un crafting. Bă, atunci nici nu mai fac. Las pe ăsta lui și aia e. Ok, știu că dacă sparg chestul o să-mi pice toate pe jos. Era clar. Bă, chestul măcar. Bă. Așa, chest. Mă duc la mine în băzucă și o să mi le pun. Chestul meu vine aici. Am și un crafting. Parcă... A, nu, crafting-ul rămas acolo. Păi da, cum să nu? Crafting. Fac! De ce luați? Pun crafting-ul în rămas acum. Perfect. O să le iau și le pun pe rând. Cel mai frumos și plauzibil lucru pe care eu îl pot face la momentul actual. Chest ăsta. Furnace. Și poate mai fac un furnace așa de design. Cam eu tupeu. Ușa. Mă, ușa asta o să o las în chest. Cel mai bine acum. Adică am trebuit să-mi fac mai multe chesturi. Dar... diamantul meu ăsta îl pun aici. Ăsta o să fie chestul cu minereuri ca idee. Iron. Iron, da. Coal. Flint. Și cam atât minereuri. Așa. Bă, așa. Deci, furnace-ul o să-mi iau, scuze Ștefan, dar o să-mi iau înapoi. Dar hai să mai fac un chest ca să-mi bag și ăștia gen diorit, blocurile astea, ca să-mi rămână și mie inventarul gol, știți ce zic? Ok, din câte știu un chest se face așa se face ușa. Fuck is this, bro. Deci fac așa. Bam, 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 bam. Bun! Alex a învățat să facă un chest. Că Alex era noob și Alex nu știa să facă un chest. Wow. Ok, puțin sus, dar asta este. Bă, bun. Deci ăsta e chestul cu minereuri. Ăsta o să fie... Mi-am trebuit un loc mai bine amenajat pentru chesturi, dar... Ok, momentan, poate o să fie chiar bine aici. Bun. În flash, bun. Acum mi-e și inventarul și corpul, ca să zic așa, liber. Că habar n-am unde se duc lucrurile astea. Filmez de 47 de minute, guys.
Se aproape de ora 2 și m-am apucat să filmez pe la 1 și ceva, ok. Plus editat, așa că sper să mi-arătați și voi niște susținere, pentru că personal chiar am nevoie pentru a crea în continuare conținut și a nu ceda nervos, pentru că sincer chiar e mult de filmat. De editat nu mai zic. Ok, mult pun. Bă, ăsta e double chest, nu. Nu-mi trebuie. Bă, dar știi ceva? Că acum n-am ce face. Bă, știu, pun și ăsta. Deci, sus acolo sunt minereurile care le iau din pământ și astea sunt lemne și ce mai am nevoie pe parcursul vieții mele în această serie. Pentru că știți ceva, seria asta nu o să țină la nesfârșit. Cum se termină toate seriile, se va termina și asta, dar o să fie destul de ok, părerea mea. Cred că o să vă placă cât o să fie seria. Undeva la 10-20 de episoade o să fac, nu o să fac mare. Și nu aveți, să nu aveți pendeziți la mine ca și bat eu Minecraft-ul. Că după cum vedeți, câteodată mi-e greu să mă și mișc, aparent. În astea furăm minereurile. Aici îmi pun și eu ăsta. E bine. Și un chest. Mă, un chest îl pun. Sincer, îl pun de rezervă. Pe bune. Sau nea. Nu, că trebuie să pun și mâncare într-un chest, da? Deci într-un chest mai bine pus în partea asta. O să-l deschid și o să iau Rotten Flesh-ul, chiar dacă nu este neapărat mâncare. Cartofi... Asta e cartofiorii, nu. Porcul prăjit. Oaia. Semințe de mâncat în pe la spatele blocului sau în fața blocului. Și piele care nu o mănâncă nimeni, dar element de la un animal, așa că o să o las. Și pene. Aici nu puse doar mâncare, pune elementele luate de la animale. Sau elementele din natură. Încerc să organizez cât de cât. Acum. Bun. Și ăsta. Nu mai fac niciun chest pentru arme, dar pe ăsta las în inventory-ul mai mare și armele și lucrurile mai necesare mie o să le las, uite, în inventarul acesta. Perfect. Acum parcă-i mai altfel. Mă, parcă-i mai altfel. Stai puțin să pun și ăsta așa mai ordonat, pentru că mie îmi place ordinea și disciplina. Perfect. Ok. Până la urmă am reușit să termin această bază secretă, care nu e secretă, este doar bază. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share, un subscribe. Nu știu ce am zis și abonați și subscribe, am o problemă psihică când zic chestia asta, e ok? Deci, nu uitați să vă abonați. Pa, pa!